Pe o vreme superbă de fotbal, în următoarele 90 de minute vom urmări un duel de Liga a treia în premieră la Galtiu între Unirea Alba Iulia și Nova Mamma Mia Beci Chirecu Mic, un duel al subsolului din seria a patra Ligii a treia, un meci interesant cu două formații extrem de tinere și două formații care sunt în căutare de rezultate. Eu sunt Tudor Stan, iar alături de colegul meu Valentin Ciontea vă vom fi gazde la acest duel și vă vom ține, bineînțeles, conectați la această partidă și tot ceea ce se întâmplă de la duelul dintre Unirea Alba Iulia și Nova Mamma Mia Beci Chirecu Mic. Iată și cele două formații care se întâlnesc astăzi. Unirea Alba Iulia cu Cătălin Suciu în poartă. Pe linia de fund sunt Alexandru Ioani, George Toma, Radu Scrob și Alexandru Giurgiu. La mijloc sunt Adrian Matei, Bogdan Guguța, Ciprian Selagea, Sebastian Culda. Iar în atac vom vedea pe Bogdan Ștef și Andrei David. Nova Mamma Mia Beci Chirecu Mic, antrenată de către Dan Mănăilă, un personaj cunoscut în fotbalul județean după ce a antrenat Europa Alba Iulia, metalurgistul Cugir și Mureșul Vințu de Jos, începe cu Daniel Radu în poartă, Baradji, dacă nu mă înșel, Folarin, Nanu, Ionuț Miculete, Patrick Niță, Cristi Timiș, Denis Boban, Robert Kiper, Ionuț Macovei și Nil Hilion. Să vedem și cine sunt cei care iau loc pe băncile de rezerve. La Unirea Alba Iulia este portarul Andrei Petric și jucătorii de câmp Daniel Lasconi, Mircea Oprea, Roland Cordoș, Darius Schiau, Alexandru Lupea și Adrian Onacă. Capitan de echipă este Ciprian Selagea pentru Unirea Alba Iulia. De partea cealaltă, pe banca de rezerve, îi vedem pe Micu Sebastian, Alex Catrici, Gheorgheoiu, Adrian, Daniel Cioboată, Chivărean Raul și Alex Brașovian, Denis Băban, capitan de echipă. De câteva secunde a început acest duel. Cu o minge a celor echipați în negru-roșu, bineînțeles oaspeții din această după-masă de aici, de la duelul, cum spuneam în premieră, de la arena sportivă de aici, din Galtiu, casa celor de la Viitorul sunt Imbro. Așa cum spuneam și în debutul intervenției, cele două echipe se află în subsolul clasamentului cu 13 puncte de fiecare. Am văzut acum o încercare de angajare pentru Bogdan Ștef, dar s-au apărat foarte bine și a ieșit excelent din poartă Daniel Radu. Acum Ioani încearcă să-i paseze lui Andrei David, pierde acesta balonul. Beci Chirecu în atac, au recuperat balonul uniriștii, mingea lui Ciprian Selage pentru Bogdan Ștef, puțin cam lungă. Deși nu este o întâlnire decisivă, cele două formații au doar 13 puncte, iar Beci Chirecu ocupă o poziție retrogradabilă. Așadar, vom avea un duel interesant astăzi.
deschizătoarea de drumuri, ca să spunem așa, al echipelor din Liga a 3-a în etapa a doua a returului, Unirea Alba Iulia. Se cere un fault al lui Folarin, jucător de culoare. Au trei astfel de fotbaliști timișenii. Scrob îi pasează în spate lui Toma. Acesta greșește puțin pe preluare. Alex Giurgiu întoarce pentru Toma, foști colegi la performanța Ighiu în sezonul precedent, sub comanda lui Adorian Himcinski, antrenorul Unirii Alba Iulia. Scrobă, balon lung către Ștef. Să vedem dacă poate să scoată ceva Ștef de aici. Centrează, dar balonul se pare că a depășit linia. A așteptat prea mult Bogdan Ștef. Familiarizat cu acest teren, a evoluat în sezonul precedent pentru Viitorul Sântimbru, și el și Bogdan Goguța. Suntem în minutul 3 al primei reprize. Se pregătește să repună balonul în joc Daniel Radu. O face destul de bine. Matei nu poate să intre în acea minge. Balon pentru Hilion. Recuperează Becicherecu. Pasează în flancul drept, iar Alex Giurgiu acordă o lovitură de la margine. A ieșit balonul, iar acum Unirea este cea care va repune din au de margine prin Alex Giurgiu. Îl caută pe Matei, dar excelent a sărit acolo Macovei la duelul aerian pe care l-a și câștigat. Sunt patru, din câte văd, jucători de culoare în tabăra celor de la Becicherec. O minge acum care ajunge în brațele lui Suciu. Se tatonează cele două formații, un duel acum între Nanu și Andrei David. A respins în au de margine Nanu, Selagia, David, faultat, da, și este o fază care anunță pericol la poarta timișenilor. Culda și Ciprian Selagea lângă balon, doi dintre cei mai tehnici fotbaliști de pe teren. Se creează grupurile de jucători în care au venit și fotbaliștii cu talie, printre care Radu Scrob, George Toma, chiar și Andrei David. În minutul 6 am intrat acum. Culda bine, se respinge pe colțul lung, Toma putea să intercepteze balonul și este primul corner al acestei partide. Cred că a lovit puțin în pământ Sebi Culda, unul dintre fotbaliștii preferați al lui Dan Mănăilă din perioada de la Mureșul Vințu de Jos. Selagea este cel care va executa cornerul de pe partea stângă. Selagea, centrare bună, iese portarul celor de la Becicherec. Șut acum lui Ștef în blocaj și să vedem o posibilă contră a oaspeților. Pasează foarte bine acolo, dar recuperează. Pentru moment uniriștii rămân la balon cei de la Becicherec. A pierdut Macovei balonul, minge lungă pentru Andrei David, dar a ieșit excelent Daniel Radu din poartă. Chiar dacă bate puțin vântul, este o vreme superbă pentru fotbal. Suntem în debutul primăverii, dacă putem să spunem așa. A fost un fault în atac acum. Cătălin Suciu
își calmează cu echipierii și va degaja lung această minge. Ce bine o face, este ajutat puțin și de vânt până în partea cealaltă, până la poarta cealaltă. A semănat pericol această minge a lui Cătălin Suciu, un portar cu un joc de picior foarte bun. Vedem și câțiva suporteri înfocați ai Unirii Alba Iulia. Cred că îi putem număra pe degetele de la o mână, dar tot respectul pentru ei că sunt alături de favoriți. Culda îi pasează lui Ștef, să vedem dacă uniristul reușește să scoată ceva, reușește un aut de margine. Ioani, fundașul dreapt al Unirii Alba Iulia, a trecut peste perioada de accidentare și s-a impus ca titular în angrenajul echipei conduse de către Adrian Himcinski. Minge lungă pentru Sălage, acesta deviază și este Audemar. Destul de mulți suporteri la acest duel, primul al Unirii Alba Iulia în retur pe teren propriu, bineînțeles cu scuzele de rigoare, teren propriu putem spune la această fază, pentru că Unirea Alba Iulia s-a consacrat pe cetate. În Alba Iulia, un teren care a suferit lucrări de modernizare la gazon. Acum se alungă lung pentru Selagia, e excelent Selagia, dar nu și-a calculat bine pașii și a ratat acea pătrundere. Suntem în minutul 10 al acestei partide, am avut o singură ocazie importantă la poarta celor de la Beci Cherec din lovitura liberă a lui Sebastian Culda. Selagia pentru Culda, balon lung pentru Ștef, dar excelent, a respins Folarin. Din nou Ciprian Selagia pierde balonul și este out pentru formația condusă de Dan Mănăilă. Scrob degajează, dar o face doar până la Băban. Acum Milion sau Hilion, cred că e mai bun acest nume. Certat părintește Radu Scrob pentru mingea degajată la faza anterioară de către Adrian Himcinski. Andrei David protejează. Un joc periculos al lui Matei asupra capitanului Boban, dacă nu mă înșel. Da, el a fost implicat în acel duel și iată Beci Cherec reușește de secunde prețioase să rămână în careul uniriștilor. Centrare în fața porții și este gol! 1-0! Gol 1-0 marcat de Patrick Niță. Înscrie în minutul 11 al acestei partide. A fost o greșeală acolo în careul unirist, nici intervenția lui Cătălin Suciu nu a fost una hotărâtă, care a încercat să blocheze centrarea, însă mingea l-a depășit și din minutul 11 Nova Mamma Mia Beci Cherec cu mic conduce cu 1-0 pe terenul Unirii Alba Iulia.
o fază care nu anunța nimic în debut, dar am văzut acea pivotare a mijlocașului dreapta. Din tabăra albă negrilor, Ionuț Macovei, care a fentat pe toată lumea. Balon pentru Andrei David, acesta se luptă și faultează în atac, multă ambiție de partea Uniristului. E bine, și acum meciul nu numai că se complică pentru Uniriști, dar devine unul foarte interesant. Cu siguranță Adrian Himcinski își va scoate elevii la joc și din câte observ a fost schimbat oarecum și registrul tactic. Văd doar un închizător pe Bogdan Goguța. Ciprian Sălagea este mai sus. Pasează de-a latul terenului cei de la Becicherec. Primește Patrick Niță, cel care a marcat golul din minutul 11, acum Scrob în duel cu Kiper, Robert Kiper. Acordă un out de margine. Tânărul fundaș al Unirii Alba Iulia. Am văzut și câțiva suporteri ai formației oaspete, cred că sunt vreo 6-7, care s-au bucurat mult la gol. Andrei David, excelent, a pivotat acolo, a plecat Matei, vine în dreapta Sebastian Culda, acesta își prea balonul către poartă și este o intervenție de cartonaș galben a lui Brisson Anu. L-a lovit, s-a văzut clar pe Sebastian Culda. Este avertizat Brisson Anu la această fază și poate fi o nouă lovitură liberă care să aducă pericol la poarta celor din județul Timiș. Giurgiu, Sălagea, Culda lângă balon. Un zid doar din trei oameni. Interesantă decizia portarului Daniel Radu, pentru că nu este nicio distanță foarte mare. Ar putea să fie surprins. Să vedem cine va executa. Sălagea, centrare peste poartă. Cred că Adrian Himcinski a reproșat lui Culda că nu a continuat la faza în care a fost faultat. Într-adevăr, putea să scape singur cu portarul advers. Excelerăm pe Scrob jocul și Uniriștii se pot reorganiza. Băban în dreapta pentru Nanu. Fotbalistul avertizat în urmă cu aproximativ un minut. Rămân sus timișenii, Băban reprimește în duel cu Sălagea, cei doi capitani față în față, Băban rămâne la balon, încearcă o pasă în gaură, dar nu a avut viteza necesară, Miculete, să ajungă acest balon și este repunere din colțul careului mic pentru Unirea Alba Iulia. În minutul 17 am intrat al acestei partide. Degajează din nou foarte lungă Cătălin Suciu, Andrei David este încolțit de doi adversari, Matei sare bine la cap, dar nu a fost nimeni pe devierea acestuia. Să mai spunem că acest duel este condus de către Narcis Bodocan,
la centru, ajutat la cele două tușe de Ceaba Antal și Angel Todea. Observatori sunt domnul Aron Huzu din Sibiu și domnul Teodor Biri și din Hunedoara. O nouă greșeală care îl scoate din sărite pe Adorian Himcinski al lui Radu Scrob. Un fotbalist tânăr care mai are multe de învățat, dar un fotbalist extrem de promițător. Lung pentru Ștef, resping cei de la Becikerek. Balon de urmărire acolo, dar Toma respinge până la Alex Giurgiu. A pierdut acesta centrare în careu. Reia Niță pe lângă poartă. Incredibil, dintre doi adversari s-a înălțat Patrick Niță și a reluat spre poartă. David cu pieptul pentru Culda, dar acesta nu a ajuns la balon. Recuperează totuși Sebastian Culda. Încearcă o pasă către Ștef, dar s-a repliat excelent Ionuț Miculete și a respins în au de margine. David. Giurgiu. Nimeni acolo, Ștef recuperează pentru Ioani. Ioani, dar se dictează fault. Se execută rapid pentru Goguța la marginea careului. Șutul lui Goguța pe lângă poartă. Peste, mai bine spus. A fost un unghi înșelător. Vedem tot mai mulți spectatori la acest duel. Și în jurul arenei. Scrob se înalță excelent. Cred că Ciprian Sălagea nu este tocmai în apele sale. Excelent, Andrei David recuperează acest balon. David așteaptă susținere, îl găsește pe Culda. Culda reprimește Ciprian Sălagea. Sălagea centrează la colțul lung, dar nu este nimeni acolo, absolut nimeni. Andrei David se luptă cu doi adversari, dar nu reușește să câștige. Băban degajează și este out de margine după ce mingea a fost blocată de către Matei. Suntem în minutul 21 al meciului. Nu avem un ritm slab, dar nici foarte multe ocazii la cele două porți, însă avem un gol în plasa porții apărate de către Cătălin Suciu, semnat în minutul 11 de către Patrick Niță. Ștef respinge de acolo, Goguța. Cartonaș galben pentru Robert Kiper. A întârziat repunerea balonului.
Minge lungă a lui Scrou pentru Ștef, lovit acesta și din nou fault pentru Unirea Alba Iulia. Macovei este cel care a comis această infracțiune. Cred că, iată, s-a executat lung pentru Selagea. Selagea centrează, dar Daniel Radu este foarte inspirat și reține acest balon. Posibilitate de contraatac pentru Becicherec. Se repliază excelent Matei și acordă un aut de margine. Joc tot mai fragmentat, multe lovituri libere, în special pentru Unirea Alba Iulia, care a avut multe șanse de preajma careului Timișan, dar le-a erosit. Ștef așează cu pieptul pentru Ciprian Selagea. Ce frumos i-a pasat acesta lui Ștef, dar iată ce duel hotărât are acolo Ștef cu Bris în Anu. Jucătorul de culoare câștigă balonul. Ratează Ștef acolo intercepția cu mingea. A fost deficitar pe preluare la această fază. Macovei aruncă de la margine și Ștef se pare că a fost faultat în duelul aerian de către Patrick Niță. Repun rapid uniriștii, se grăbesc în încercarea de a egala până la pauză. Selagea, excelent, iată ce înseamnă să ai experiență la acest nivel. Și bineînțeles la un nivel mult mai mare, unde a jucat Ciprian Selagea, inclusiv în Liga 1 pentru Rapid București. Nu a venit nimeni pe balonul lui Selagea. Toma îi pasează lui Suciu, acesta degajează lung. Matei nu poate să câștige duelul cu Baragi. Împins acolo din spate. Îndeamnă la un pressing agresiv Dan Mănăilă și îndeamnă elevii să iasă cât mai sus. Ioani în flancul drept, Ioani trece de Macovei, să vedem centrarea deviată și este lovitură de corner pentru Unirea Alba Iulia. Culda lângă balon. Șase jucători așteaptă centrala lui Culda, dar vine pe jos, șut acum al lui Matei în blocaj. O nouă șansă irosită de Unirea Alba Iulia. Destul de ștearsă prestația lui Sebastian Culda, un fotbalist de la care se așteaptă multe. Pierde Ștef.
Scrob este singur, nu are presiune și poate să gândească această fază. Ioani primește în dreapta. Ioani minge lungă, mult prea lungă. Matei nu poate să intre în posesie și este out de margine pentru formația vizitatoare. Ioani pasează pe jos lui Selagia. A pierdut balonul capitanul Unirist. Aleargă foarte mult Ciprian Selagia, dar este ușor izolat la mijloc. Hilion, fotbalist tehnic, acest Neil Hilion, născut în anul 1996. Primește indicații în limba engleză de la Dan Moneilă. Excelent, a intervenit Alex Giurgiu acolo. Selagia, balon pentru Culda, Culda preia cu spatele la poartă, a ieșit din zona periculoasă. Avea la un moment dat posibilitatea unui șut și un nou fault în apropiere de careul celor de la Bechkerecu, acordat de către Cristi Timiș. Culda și Selagia lângă balon. Șase jucători așteaptă centrarea acestora. Selagia e bună! Minge deviată! Ce ratare a lui George Toma! A văzut balonul în plasă pentru moment. Ratare importantă, ratare monumentală a lui George Toma, care putea să aducă egalarea în minutul 30 al acestei partide. Respinge Alex Giurgiu până la David, iată ce fault! Ce fault, și protestează acolo Emanuel Folarin. Neîntemeiate protestele acestuia, s-a urcat cu totul pe Andrei David în săritură. Toma către nimeni. Ioani intră în posesie, pasează lui Selagia, mai departe în spate, dar pentru Scrob. Alunecă Ciprian Selagia și Hilion recuperează acest balon, încearcă să îl deschidă în flancul stâng pe Chiper. Recuperează Culda acum, trece Culda de un adversar. Culda trece și de al doilea adversar, îi pasează lui David. Ce ocazie pentru Unirea Alba Iulia. Dar ce a făcut Sebastian Culda? A driblat tot ce a ieșit în cale și a pasat lui Andrei David ușor prea tare această pasă. Sare Scrob. Fault al lui Scrob. În săritură, se pare. Lovitură liberă destul de periculoasă în apropiere de poarta lui Cătălin Suciu, care cere trei oameni în zid. Patrick Niță lângă balon, din pașii pe care și-a făcut, cred că va alege un șut direct spre poartă.
Minutul 32 al acestei partide, Patrick Niță trage Niță pe lângă. A căutat să repună rapid balonul Cătălin Suciu, dar colegii săi nu s-au așezat pe teren. David a lovit balonul în acel duel aerian, dar nu a reușit să îi dea și precizie. Selagea protejează la mijloc, este faultat. Duelul capitanilor, Selagea Băban. Minge lungă pentru Ioani, respinge acolo Macovei. Ce a fost acolo? S-a repus rapid. N-am pierdut această fază, urmărea mingea care a depășit gardul, dar uniriștii au repus rapid și Andrei David se pare că a fost faultat de către Emanuel Folarin, dacă nu mă înșel. O nouă lovitură liberă, foarte multe de acest gen a avut Unirea, mai ales din partea laterală a careului. Culda centrează pe lung, se înalță acolo Toma, mingea este la Selagea, șuta lui Selagea resping pentru moment cei de la BC Chereghu și ocazie ratată de Bogdan Goguța, care a tras destul de moale la poartă și Daniel Radu a reușit să rețină fără emoții. David scoate în stânga, dar nu s-a înțeles acolo cu Culda și este out pentru formația vizitatoare. Zece minute au rămas până la ultimul fluier al acestei prime reprize. Faultat Andrei David, corectă decizia arbitrului. Cristian Timiș este apostrofat atât de către arbitrul central, cât și de către Dan Mănăilă, acesta lovind balonul după fluierul arbitrului. Selagea au dus mai mulți jucători în careu uniriști la această fază. Se dau lupte grele acolo. Andrei David și Folarin sunt chemați la ordine de către Narcis Bodocan. Urmărim acum centrarea lui Ciprian Selagea. Bună pe bara a doua! Au de poartă din nou George Toma la capătul acestei minci, dar nu a reușit să o joace. Și notăm încă o ocazie importantă la poarta celor de la BC Chereghu. Chilion recuperează, excelent Ștef, îi pasează lui Andrei David, care a produs multă panică defensive adverse. Din nou Andrei David, Goguța, au de margine pentru BC Chereghu.
Iată ce atitudine frumoasă are Scrob Junior, care a făcut ordine în teren la această fază și a așezat colegii și a îndemnat la calm. Faultat, Ștef. Scrob, Toma. Mai departe pentru Giurgiu. Faultat, Alex Giurgiu în bandă. De către Macovei. O nouă minge lungă a uniriștilor. Cred că au abuzat puțin de astfel de baloane și au fost destul de lipsiți de concentrare la acele lovituri libere. Primește Hilion, dar greșește preluarea. Putea dezvolta un contraatac pentru formația îmbrăcată în roșu-negru. Alex Giurgiu pierde balonul și este out pentru trupa lui Dan Oneilă. David, Ștef, ce preluare lungă și-a făcut, a și pierdut balonul. Miculete, dar Ioani este acolo. Foarte bine, s-a poziționat acum Goguța pentru Ștef. Iuțește acesta pentru Culda, Culda are spațiu să pătrundă. Se pare că s-a jucat mingea la acea alunecare. Selagea pentru Ioani, centrare defectuoasă și este out de poartă pentru Becicherec. Scrob respinge până la Ciprian Selagea. De Carol Unirist îi pasează lui Ștef. Miculete din cădere a lovit bine balonul. Ioani imprecis până la Niță. A fost acolo alunecarea lui Goguța, dar se pare că acesta a avut un tackling curat. Indirect acum pentru echipa din județul Timiș, care conduce din minutul 11 cu 1-0 prin golul marcat de Patrick Niță. Balon lung, dar fără adresă, mingea a ajuns la Cătăsuciu. Ce degajare până la David, acolo a ieșit excelent din poartă golkeeperul celor de la Becicherecu. Se cere un nou fault la Culda, dar arbitrul nu se lasă înduplecat. Giurgiu alunecă și pierde balonul. Ștef, Miculete, a pus o contră lui Ștef. David, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai Unirii Alba Iulia, s-a bătut mult cu apărarea adversă. Ioani primește Selagea, excelent a deviat Selagea pentru Ștef. Pierde balonul Ștef și este certat atât de capitanul unirist, cât și de antrenorul Adrian Himcinski. Minge lunga lui Ioan pentru Ștef, respinge Miculete și este out pentru Unirea Alba Iulia.
David. Scrob în duel acolo cu Bogdan, cu Robert Kiper. Amândoi jucătorii au ratat intervenția la acest balon. Ioani aruncă până la Goguța. Acum George Toma. Balon lung pentru Matei, dar excelent a stat acolo Baragi. Are șansa unui șut, Selagia trage, dar pe lângă poartă și în minutul 43 Unirea mai bifează o ocazie. Dar tabela este în avantajul vizitatorilor. Ioani câștigă acel duel, Goguța. Selagia se joacă cu mingi lungi și de o parte și de cealaltă, un joc anost pe final de primă repriză. Excelent a stat Goguța acolo. Ce frumos l-a întors Baragi pe Culda, după care l-a întors și pe Matei. Balon lung de urmărire, acum Niță avea la un moment dat șansa să șuteze, s-a repliat excelent Ștef. Matei, ce bine a intervenit la acea minge, avea spațiu de manevră dacă trecea Baragi. Ce bine a pătruns acolo Niță, Niță trage, respinge Cătălin Suciu. Ce bine a respins Cătălin Suciu, dar să nu uităm o pătrunderea lui Niță, care a semănat din nou panică în carierul, în careul unilist. Cred că este primul corner pentru Becicherec, sare acolo Matei și respinge. Ioani, Ștef, dar respinge, excelent. Nanu și punct final al primei reprize, 1-0 pentru echipa lui Dan Mănăilă în duelul cu Unirea Alba Iulia. Luăm și noi o scurtă pauză, după care revenim. Rămâneți alături de abesport.ro.
Am revenit în direct, iată și început cea de-a doua repriză a întâlnirii. Unirea Alba Iulia, Nova, Mama Mia Becichere cu mic 1-0 pentru formația vizitatoare cu golul marcat în minutul 11 de Patrick Niță. Avem și o modificare la pauză efectuată de către Adorian Himcinski, l-a scos pe Adrian Matei și l-a introdus pe Lasconi, care poate să aducă un plus de tehnicitate și viteză în jocul unirist, început în forță. Urmărim acum un atac al echipei oaspete, resping fundașii uniriști. Lasconi pasează în centrul careului, dar David nu ajunge înaintea lui Daniel Radu. Parcă au intrat cu alt spirit pe terenul uniriștii. Au ieșit mai convingător de la vestiare. Au avut ocazii în prima repriză, dar și echipa lui Dan Mănăilă a trecut pe lângă majorarea avantajului. Giurgiu câștigă duelul cu Macovei, cu Ulda, îi pasează în centrul lui Selagia, mai departe pentru David, în careu acolo, David în... îi pasează lui Culda, izolată Culda în colțul terenului Selagia, posibilitate de centrare pentru Selagia. Culda centrează acum, excelent, iese și respinge acolo Daniel Radu. De aici, din înaltul tribunei, mi s-a părut că în tabăra uniristă nu sunt jucători care să-și asume finalizarea. Au avut câteva șanse bune de șut, inclusiv de la marginea terenului. Să nu uităm ocazia ratată de George Toma în prima repriză, când a lovit cu capul acel balon care a trecut puțin pe lângă poartă. Acum Toma reprimește de la Selagia. Giurgiu în stânga, un fotbalist cu o experiență la nivel înalt, revenit să pună umărul la proiectul Unirii Alba Iulia. Sunt ținuți departe de poarta adversă uniriștii, printr-un pressing agresiv, deviază acolo Ștef pentru Ioani, dar am văzut o lipsă de timing între cei doi. Minge lungă ce se oprește în brațele lui Cătălin Suciu. Degajează Suciu până la Selagia. Acum Ioani în dreapta. Împins acolo Ștef, dar se lasă jocul liber. Goguța deviază cu capul până la Băban însă și Macovei este deposedată corect, din câte se pare. Alex Giurgiu pentru Lasconi, deviază, acesta excelent pentru David. Faultat Andrei David de către Brice Nanu, fotbalist care are cartonaș galben, dar nu îl primește pe al doilea la această fază și este din nou o lovitură liberă periculoasă pentru Unirea Alba Iulia.
Selagea pregătit să execute această lovitură liberă. Bun, la colțul lung! Resping fundașii celor de la Beci Cherec. Ștef, ce decizie a luat Ștef. Degajează Daniel Radu în minutul 51 al acestei întâlniri. Ștef nu poate să treacă acolo de Timiș, dacă nu mă înșel. Nu a fost Miculete. Faultat acolo Goguța de Băban. Giurgiu, pasă bună pentru David, dar a ieșit acolo Folarin, excelent din dispozitiv. Balon lung al lui Macovei, dar iese Cătălin Suciu și respinge cu capul. Bună ieșirea portarului unirist. Se lasă jocul liber, se joacă la limita regulamentului și de o parte și de cealaltă. Parcă s-a mai iuțit puțin ritmul acestei partide în cel de-al doilea act. Deviere bună pentru Andrei David, dar acesta faultează acolo pe Folarin în momentul în care a încercat desprinderea de acesta din marcaj. Încurajată acum Andrei David de către Ciprian Selagea. Ce fault! Și cartonaș galben pentru Patrick Niță. Selagea pentru Toma, un fundaș care s-a consacrat în bandă, în banda stângă. A jucat și la Sportul Studențesc, George Toma, cu acea gașcă nebună a fotbalului românesc. Balon lung acolo, Scrob are un duel de care pe care, excelent a stat acolo fundașul unirist în mai multe rânduri. Iată o simulare acum, clar, nu l-a atins Scrob. Giurgiu în duel cu Băban și este out pentru Unirea Alba Iulia, din câte se pare. Se cere intervenția medicului. Macovei acuză o lovitură, dar Scrob a fost foarte clar și precis în deposedarea sa. Întrerupt jocul de secunde bune, moment care este prielnic pentru echipa lui Dan Mănăilă, ce stă la adăpostul golului marcat de Patrick Niț în minutul 11 al primei reprize. Este scos de pe teren acum Ionuț Macovei. Giurgiu pentru Selagea. Mai departe pentru Ioani. În partea dreaptă, Ioani greșește pasa, i-a sărit mingea
Alex Giurgiu. Scrob. Mai departe pentru Toma. O nouă minge lungă la Sconi. A lovit balonul. Încep să simuleze fotbaliștii celor de la BCR cu Culda, centrează Culda, dar nimeni pe fază, nimeni pe fază. Daniel Radu a degajat balonul în afara suprafeței de joc. Baragi era căzut la teren. Giurgiu. Rămân acolo sus uniriștii, dar recuperează cei de la Becicherecu. Niță trece acolo bine de Giurgiu, la marginea careului pentru Boban, blocat șutul lui Boban. Ștef Selagea. Aruncă de la margine Selagea pentru Andrei David. Acesta nu reușește să intre în posesie, dar pericolul nu este îndepărtat de cei de la Becicherec. Iată ce trep frumos a trecut Culda, centrează Culda. Selagea, șut în blocaj, acolo Ștef Lasconi și balonul este respins. Ioani, Selagea, Andrei David, se pasează mult în careul advers, o nouă centrare respinsă de defensiva timișană. Alex Giurgiu. Giurgiu are posibilitatea să centreze. Centrează acolo Giurgiu. Faul la portar, dar Unirea Alba Iulia a avut secunde bune în care a semănat panică în careul advers. S-au descurcat de excelent fundașii celor de la Becicherec și au îndepărtat pericolul de fiecare dată. Cartonaș galben pentru Daniel Radu în minutul 59 al reprizei secunde. A întârziat mult jocul Daniel Radu. Toma sare bine și câștigă. Selagea, Andrei David. Pasează pentru Culda, spațiu de manevră pentru Culda. S-a oprit puțin Culda. Goguța la marginea careului. Nu are cu cine să paseze. Culda, centrare ratată. Fault acolo al lui Ștef. Făcut bine acel fault pentru că se putea naște o posibilitate de contraatac la acea fază. Suciu pentru Alex Giurgiu. Preluare puțin cam lungă, dar păstrează controlul balonului. David Selagea. Balon lung pentru Ștef. Resping acolo fundașii. Oh, Lasconi a fost cât pe aici să pătrundă pe acel culoar, dar a pierdut balonul și l-a prelungit prea mult. Giurgiu, Goguța, fără adresă, se joacă fără idei și de o parte și de cealaltă. A fost un hands din câte se pare acolo. Nici nu protestează keeper, are cartonaș galben, Culda pentru Giurgiu, dar lovitură liberă acordată de Denis Boban, care a faultat la marginea careului.
Nu se înțelege acolo, se lage cu Alex Giurgiu. Și încă o șansă irosită de Unire Alba Iulia în minutul 61 al acestei partide. Keeper față în față cu Toma, mai departe pentru Macovei. Rămâne mingea la Macovei și lovitură de colț pentru Beci Cherec. Respinge Bogdan Goguța, centrarea de la colțul scurt. Macovei. Goguța deposedat acolo de keeper. Mai precis, Goguța nu a reușit să ia fața lui keeper. Ioane aruncă de la margine, lung pentru Lasconi. Resping Timișenii. Keeper, Macovei, calmează până la Timiș. Pătrunde Timiș înspre stânga. A ieșit și Nanu din dispozitiv. Toma respinge centrarea lui Nanu. Patrick Niță, nimeni nu-l atacă. Posibilitate de centrare. Excelent, a respins acolo George Toma. Rămân sus cei de la Beci Cherec. Bogdan Ștef pentru Lasconi. Preluare ușor cam largă a atacantului unirist. Acum balon de urmărire pentru Ioani, dar excelent a stat acolo Bris Nanu și a respins. Ioani aruncă și Unirea Alba Iulia avansează ca la rugby, metru cu metru. Selagea caută să joace rapid, dar este deposedat. Băban faultat. S-a stins puțin ritmul acestei partide, care a început destul de în forță. Balon fără adresă și este out de poartă pentru Unirea Alba Iulia. Lung, Suciu pentru Lasconi. Hilion pierde balonul lui Ioani. Mai departe pentru Goguța. Alex Giurgiu. Prea multe mingi lungi în tabăra uniristă. Hilion pentru Macovei și balon frumos pentru keeper, dar se repliază excelent acolo Ioani. A închis foarte bine acolo, a strâns în defensivă și a îndepărtat pericolul. Ștef Lasconi reprimește. Ștef lungă pentru Andrei David, dar prea înalt această centrare și atacantul unirist nu reușește să joace acel balon înalt. Selagea se grăbesc uniriștii, caută golul egalizator. Andrei David la marginea careului, dar respinge acolo Niță. Hai,
nu le-au acordat balonul Uniriștii, fapt care i-a iritat pe fotbaliștii formației oaspete. Urmărește acolo Ștef, aproape să ia prin planul, dar Nanu acordă lovitură de colț. Culda centrează, David acolo la intercepție, dar nu a reușit să reia spre poartă. Toma câștigă duelul aerian. Selagia pentru Alex Giurgiu. Presat de doi adversari. Selagia mai departe pentru George Toma. A ieșit balonul și este out pentru Becicherec. Rămân sus Uniriștii, dar pressingul lor nu a dat roade pentru moment. Iată, au recuperat balonul Alex Giurgiu, trece foarte bine de Macovei, Selagia primește în centru, îi pasează lui Alex Giurgiu în stânga, Giurgiu, dar nu trece acolo Giurgiu de Folarin și este din nou lovitură de colț pentru Unirea Alba Iulia. Ciprian Selagia va executa. Selagia la colțul lung, este Ștef acolo, sare, recentrează Ștef cu capul, Giurgiu până la Cipri Selagia, o nouă centrare și este ratare, ratare incredibilă. Lasconi a reluat foarte frumos cu capul, dar mingea s-a scurs pe lângă stâlpul din stânga al porții apărate de către Daniel Radu. În minutul 67 al acestei partide. Hilion la marginea careului în duel cu Scrob. Excelent, a intervenit Goguța exact în momentul în care Boban se pregătea să șuteze. Selagia îi pasează lui Andrei David, acesta scapă singur spre poartă. Andrei David pătrunde în careu, David trage gol! Gol Unirea Alba Iulia! A marcat Andrei David în minutul 69 al acestei partide, iar Unirea Alba Iulia reintră în joc cu toată opoziția lui Daniel Radu și a lui Emanuel Folarin. Andrei David a reușit să se desprindă, a scăpat singur spre poartă și chiar dacă nu a reluat excelent, a reușit să introducă balonul în plasa porții celor de la Nova Mamma Mia Becicherecu Mic. Acum este 1-1. Au ieșit la joc imediat după primirea golului cei de la Becicherecu, foarte bine Niță, șuta lui Boban, peste poartă s-a aprins meciul. S-a aprins meciul aici la Galtiu. David, Culda, Selagia în spate pentru Giurgiu. Au, ce faul dur acolo. A lui Cristian Timiș, care a și văzut cartonașul galben în minutul 71 al acestei partide. Scrob. Balon lung, mult prea lung. Nervos Ciprian Selagia.
își ceartă colegii, este și normal, e capitanul echipei și jucătorul cel mai experimentat din lotul unirist. Degajare defectuoasă a lui Daniel Radu, se simte ușoară presiune pe umerii echipei din județul Timiș. Lasconi repune, a fost lovit acolo, dar s-a lăsat jocul liber George Toma. Iată ce sus stă linia de fund a uniriștilor. George Toma practic este mijlocaș, respingă cei de la Becicherec această centrare care iasă în aut de margine. Giurgiu pentru Culda. Reprimește Giurgiu, Culda pasează din nou cu Giurgiu. O minge frumoasă a lui Giurgiu pentru Andrei David. Viteza acestuia poate să facă diferența la această fază, cum a fost și la golul egalizator, când vârful unirist a marcat, schimbă partea Culda, excelent până la Ioani. Ioani pasează lui Selagea. Selagea centrează foarte bine, David! Ce intervenție a lui Daniel Radu, care a intervenit providențial și a salvat marcarea golului 2 al Unirii Alba Iulia. O nouă ocazie ratată de Unirii Alba Iulia. Wow, a greșit acea prelare. Giurgiu. Ioani pasează lui Scrob. Toma. Pentru Giurgiu, dar greșește pasa și este au de margine pentru Nova Mama Mia Becicherecu mic. Băban. Minge lungă pentru Andrei David. David pătrunde în careu, dar excelent a stat acolo Folarin și a învățat lecția. După golul marcat de Andrei David, Folarin nu l-a mai scăpat pe acesta din marcaj. Pătrunde excelent Bogdan Ștef, se dictează fault. O decizie controversată, dar cred că una corectă. A fost foarte energică pătrunderea lui Bogdan Ștef. Scrob respinge până la niță. Timiș pentru Miculete. Recuperează excelent Radu Scrob. Pentru Ștef, spațiu de manevră pentru Ștef în flancul drept, o minge lungă de urmărire pentru Andrei David, dar respingă cei de la Becicherec. Culda ține prea mult mingea la picior, încearcă foarte multe artificii tehnice. Ce greșeală a lui Ioani, care avea mai multe soluții, însă a pasat exact în locul în care nu se afla niciun coleg de al său. Excelent intervine Giurgiu, Goguța, mai departe pentru Culda, reprimește Giurgiu, dar a stat foarte bine pe picioare Cristi Timiș, Băban, pasează lui Niță, Niță pătrunde în centru, acum a căutat intrarea în careu, dar a fost deposedat excelent. Iată-l pe Ștef, a trecut foarte bine de un adversar, însă a pasat greșit.
ce greșeală lui Cătălin Suciu pe degajare. Selagea. De la el vin cele mai mari așteptări pe acest final de meci. Experiența sa poate să facă diferența. Selagea îi pasează lui David, acesta încerca să protejeze și se dictează fault în atac. Minutul 76. În continuare 1-1 aici la Galtiu. Daniel Radu trage în continuare de timp. A fost și avertizat. Iată-l pe Ștef care presează foarte bine și îl forțează pe Miculete să degajeze în afara suprafeței de joc. Culda cu călcâiul frumos pentru Selagea, Lasconi la marginea careului. Resping fotbaliștii din Timiș. S-a desprins bine acolo Andrei David, dar Cipri Selagea nu a găsit cel mai bun culoar pentru a pasa. Toma îl întoarce pe keeper, foarte frumos. Scrob. Out de margine, deși s-a auzit până aici un contact între Hilion și Scrob. Giurgiu minge cu capul pentru Suciu, reprimește Giurgiu. Cred că Unirea caută să marcheze și cel de-al doilea gol pentru a-și asigura victoria. Giurgiu trece foarte bine, Giurgiu acolo, Giurgiu și este decizie de a lăsa jocul liber a centralului. Cred că a fost deposedat corect Alexandru Giurgiu acolo la acea fază. Se dictează fault. Balon lung acolo, Hilion respinge Ioani. Ioani pasează lui Lasconi. Pentru Selagea care a încercat să grăbească această fază, dar nimeni nu a urmărit pasa sa. Ștef respinge din nou fără adresă. Macovei intră în posesie, dar Giurgiu se repliază excelent. Din nou Macovei în duel cu Alex Giurgiu. A încercat să scoată Alex Giurgiu un aut de margine, dar nu a reușit. Macovei rămâne în posesie. Băban, șut acum al lui keeper de la marginea careului. Mult peste poartă.
Nu prea mai interesează construcția pe niciuna dintre echipe. S-a început din nou un abuz al baloanelor lungi, a ieșit balonul Macovei, va primi cartonaș galben. Avertizat în minutul 82 Macovei, după ce a lovit balonul după fluierul arbitrului. Andrei David deposedat acolo foarte bine de Timiș. Din nou au de margine Giurgiu. Din nou balon lung, dar Lasconi pare a nu fi conectat la această partidă. A avut o ocazie importantă Lasconi, o lovitură de cap care a trecut puțin pe lângă poartă, dar cam atât. Faultat acum Lasconi în duel cu Nanu. Rapid Lasconi până la Ștef. Bogdan Ștef pentru Ciprian Selagea. Să vedem dacă urmează o centrare. S-a respins balonul din acea zonă. În cele din urmă Bogdan Goguța îi pasează lui George Toma. Andrei David a încercat o pivotare. Cere schimbare Adrian Himcinski. Daniel Lasconi, cel care a intrat la pauză, este la rândul schimbat. Intră pe teren Darius Schiau. Un mijlocaș tehnic care face parte tot din pepiniera propria clubului Unirist. Selagea deviază foarte bine, dar Andrei David a fost prins pe călcâie la acea fază. Respinge George Toma, n-au de margine. Ușor acordat acea lovitură liberă. Băban are spațiu de manevră. Băban deschide pentru Macovei, care a schimbat partea. Macovei trage peste poartă. Schimbare și la formația vizitatoare. Va intra pe teren Alex Cătrici. Chiper este cel care îi va lăsa locul în teren lui Cătrici. S-a repus balonul în joc. Goguța se joacă pe sus. Rămâne balonul înălțat, respinge Scrob. Darius Chiau la margine pentru Culda. Selagea calmează până la Giurgiu. Din nou minge lungă și Andrei David aproape să intercepteze acel balon. Selagea pentru Bogdan Goguța, mai departe pentru Ciprian Selagea. În bandă, nu s-au înțeles acolo Culda și Giurgiu.
S-a stins jocul după marcarea golului egalizator, care a venit în minutul 69 prin Andrei David, atacantul unirist. Băban, foarte frumos, foarte frumos, Băban! Trece de trei adversari, a scos ceea ce și-a dorit, a păstrat balonul mult timp în posesia sa, acum pătrunde în careu, în Niță, îl întoarce pe Giurgiu și este penalti pentru Beci Cherec. Penalti pentru Beci Cherec. Nici nu a ezitat centralul acestei partide, a dictat rapid lovitură de la 11 metri, a fost calmă și fermă pe poziții. Niță aproape de dublă față în față cu Cătălin Suciu. Niță trage și este 2-1 pentru Beci Cherec, mică. În minutul 88 al acestei partide, iată din nou blestemul finalurilor de meci, răpune din nou Unirea Alba Iulia. Ne întoarcem la joc. Uniriștii încearcă ultimele șarje de atac. Culda își prelungește prea mult balonul, centrează Culda, se respinge până la Ștef, Ștef în careu, alunecă în momentul centrării și Nanu respinge, este au de margine pentru Unirea Alba Iulia. Ioani, din nou Nanu și din nou repunere din margine. Corner pentru Unirea Alba Iulia, scos de Ioani. Toată lumea în careul celor de la Beci Cherecu. Și ei sunt cu toți jucătorii. Rămâne pe respingere Bogdan Ștef. Minge lungă pentru Toma, reluare peste poartă. Dan Mănăil la câteva minute distanță de a doua victorie consecutivă pe banca noii sale echipe, a învins în prima etapă pe teren propriu pe Gloria Lunca Teuz Cermei, formație care mâine va evolua cu o echipă din Alba, cu Industria Galda de Jos, mai exact. Ce neinspirat a fost Alexandru Giurgiu la acea fază și a lăsat piciorul după ce a fost depășit de către Macovei și a făcut un penalti, deviere pentru Ciprian Selagea, dar respinge acolo Folarin. 3 minute de prelungire dictează centralul acestei partide. Culda centrează fără adresă. Ștef și se respinge din nou. Cred că a fost derutat arbitrul cu acel strigăt disperat al lui Ștef, care a căzut pe teren. Cătălin Suciu cu siguranță va urma o minge lungă, așa este, balon lung al lui Suciu, dar respingă excelent fotbaliștii antrenați de către Dan Mănăilă. Scrob pentru Selagea, excelent mai departe pentru Schiau și este
6 metri pentru Beci Cherec. Am trecut deja de un minut din actualele prelungiri. Mai rămas 2 minute de joc. Schimbare. Iese Niț, marcatorul celor două goluri ale echipei din Timiș. În locul său intră Chivoran, Raul Chivoran, fotbalist născut în anul 2000. Unul dintre cei mai bătrâni, putem spune, fotbaliști de pe banca de rezerve. 3 de 2000, 3 de 2001 și un fotbalist de 2002 în lotul lui Dan Mănăilă, așa cum spuneam și la începutul acestei partide, o formație extrem de tânără. Dar iată o formație plină de ambiție, formație care este aproape de a bifa încă 3 puncte importante în economia campionatului și de a preda ștafeta de formație aflată pe loc retrogradabil Unirii Alba Iulia, care are 13 puncte în aceste momente. George Toma, balon lung, David deviază, se cere un fault la marginea careului, dar jocul este lăsat liber și ne apropiem de finalul acestei partide. Lung mingea lui Daniel Radu până la Macovei, acum Hilion față în față cu George Toma. Fluier final și Beci Cherec învinge cu 2-1 prin dubla lui Niță, singurul gol al Uniriștilor fiind marcat de Andrei David. Multe ocazii ratate, dar acesta este fotbalul. Eu sunt Tudor Stan, iar alături de colegul meu Valentin Ciontea, vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pe site-ul absport.ro. Toate bune!